spune. M-a întrebat despre lansarea monografiei Comunei Cristinești. Îmi face plăcere să vă spun câteva cuvinte, dragii mei, pentru că este într-adevăr un eveniment, un eveniment nu numai pentru cristineștenii cărora le-am dedicat cartea, dar și pentru mine ca etnograf. De ce zic pentru mine ca etnograf de viață? Pentru că, mă rog, localitatea aceasta, așezarea Cristinești, reprezintă pentru un etnograf un punct extrem de interesant pentru cercetare. Inițial am făcut o cercetare în 1975 aici, cu un grup de etnografi din toată țara. Și din 75 am revenit periodic în Comuna Cristinești ca să observ evoluția și transformările care au intervenit în viața acestui sat, care se prezenta cu o patină a tradiției, atât în viața materială a locuitorilor, cât și în viața spirituală a locuitorilor din Cristinești. Sigur că timpul și-a spus cuvântul, dar lucrurile foarte interesante pe care le-am descoperit în cercetarea din 1975, vorbind despre cultura materială, referindu-ne la arhitectura țărănească, referindu-ne la bisericile, monumente istorice de pe teritoriul Comunei Cristinești, referindu-ne la interiorul tradițional, la textilele de interior, la portul popular, la, chiar la obiectele de ceramică. Mai trăiau atunci doi olari care, din păcate, astăzi nu mai sunt și, din păcate, nici oamenii nu-i mai țin minte. Iată rolul etnografului să-i amintească într-o carte ca să rămână pentru posteritate. Deci, o cercetare interesantă pe care am făcut-o din toată inima alături de profesorul dr. Ioan Muraru, un cercetător de elită de la Bacău, care a scris partea istorică a acestei monografii, iar eu am scris partea etnografică cu toată dragostea. Mai mult decât atâta, sigur, Cristineștii este și satul soțului meu, Paul Olaru, și lucrul acesta mi-a permis să revin de mai multe ori în acest colț al Moldovei și să am posibilitatea să aprofundez niște cercetări pe care le-am menționat în carte și le ofer cu toată dragostea celor interesați. Vă ofer și vouă aceeași dragoste și monografia și interviul, dragii mei. Vă